mașina de taxi s-a defectat lângă patinoar. Spriază ambuteiaj cât toată strada asta. Mihai Viteazu. Eu trebuie să vă întreb, ce s-a întâmplat? Ați blocat circulația pe tot bule... Este interlat. Înțeles. Și de ce nu evacuați? Așa e de bună, ai taxe. La mașina asta așa are voie să îmble cu numere albe? Așa are asta. Transportă călători, nu? Că dacă nu apșe. Ați blocat circulația, suntem de jumătate de oră pe bulevardul ăsta. Ce-ți pare inadecvat în faptul că am întrebat ce s-a întâmplat? S-a strofolit la mine de parcă... Eu i-am defectat mașina. Aici s-au parcat comerțanul de-a latul trotuarului, pentru că poate. Și puțin îi pasă de oameni. Și nu vine poliția să-i ceară socoteala. A? Boier. De așa l-aș fi defectat mașina în mijlocul drumului și nici el, nici colegul lui n-au roată. Și stau ea ca ocupă o bandă și acolo e ambuteiaj de pe pod. Dar ăsta cu camionul văd că vrea să iasă din benzinărie, fix pe banda a treia. Direct. Pentru că poate. Și poliția se ocupă cu altceva acum. Da, lui îi trebuie la Albișoara. Încă un boier, sau doi. De data asta cu Opel și cu Bășca. Cu numere lituaniene și moldovenești. Parcăm pe trotuar, că nu ne pasă. Așa ai învățat la cursurile de șoferie, da? Să parchezi pe trotuar, așa ai învățat la cursurile de șoferie. Da, dar eu trebuie să ies pe carosabil ca să trec pe aici, nu? Apoi dacă mai este unul și gata, ai curaj, că nu ești singur. Ăștia doi șmecheri au parcat la ieșirea din parcare. Dar poliția se grăbește, are altă treabă. Nu se oprește la fleacuri.